Proiectul de lege privind disponibilizarea a 10.000 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor nu a trecut de Camera Deputaților, întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi. Potrivit liderului Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Biroul Teritorial Dâmbovița, Florin Bălan, sindicatul a obținut în Parlament cea mai mare victorie a sa. Ieri legea privind reducerea cheltuielilor în Ministerul Administrației și Internelor, în fapt cea privind disponibilizarea unor polițiști și alte categorii de salariați în Ministerul Administrației și Internelor, nu a trecut. A primit vota negativ în Camera Deputaților, care este foarte decizional, fiind o lege organică. Este un succes al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Este un succes previzibil așteptat de noi ca urmare a activităților noastre sindicale, ca urmare a luptei sindicale pentru respectarea drepturilor polițiștilor. Și noi credem că prin aceasta am dovedit că suntem un sindicat puternic, suntem un sindicat care avem ceva de spus, suntem un sindicat care apărăm drepturile polițiștilor și nu poți să disponibilizezi un polițist, un jandarm, un pompier pentru faptul că și-a făcut datoria și în exercitarea atribuțiilor de serviciu a avut anumite sancțiuni disciplinare sau penale legate de serviciu sau în legătură cu serviciu. Astăzi a fost o videoconferință cu cadrele de conducere din cadrul poliției, unde s-a precizat că se va face o evaluare a tuturor cadrelor din personalul poliției și ca urmare acestei evaluări probabil că se va face și o reorganizare și o reformă a întregului aparat, urmând ca în final să existe posibile puneri la dispoziție a unor polițiști, jandarmi și pompieri, dar cu respectarea legislației în vigoare, adică cu reconversie profesională, plata unor ajutoare, plata șomajului și așa mai departe. Este evident că a fost numai o discuție preliminară, încă nu cunoaștem toate amănuntele și probabil că zilele următoare Ministerul de Interne va reveni cu precizări. Nu a fost vorba de niciun fel de hotărâre de guvern privitor la disponibilizări și nu văd cum ar reuși printr-o hotărâre de guvern să modifice statutul polițistului, care este o lege organică.